Ce e important este să crezi vițelul în cușcă. Iau cușca, o mut în altă parte, locul e bătut de raze ultraviolete, dezinfecție. Da? Deci asta este un foarte mare avantaj al cuștii. Într-o oră și 46 de minute, oamenii ăștia mută cuștile, mă rog, ei le spun iglu, că sub formă rotundă, da? Mută țarcul cu veranda, cu viței în el. Bine, au și tehnică. Da, filmulețul este pe YouTube. Dacă vreți link-ul, vi-l dau, nicio problemă. De fapt, e pe site-ul firmei producătoare. Încarcă gunoiul, da, pe o platformă. Deci e un pic cam prea elegant. Se poate obține rezultate bune în creșterea vițelor și fără atâta tehnică și cheltuieli. Nu-mi trebuie neapărat platformă betonată. E suficient un pământ bine bătut cu drenaj peste care se pune balast. Este foarte, foarte bine. Dar, mă rog, dacă am posibilitatea, pot să fac și așa. Am făcut curățenie și acum mut viței înapoi. Și în timp ce mut viței înapoi și aștern. Da, nu pun tot balotul, că e prea mult. Am luat o treime din balot și pentru boxa următoare. Da, e interesant. Doi oameni, da? Doi oameni fac toată treaba. În principiu, forța de muncă este foarte scumpă și în America, și în Europa de Est, și la noi începe să devină din ce în ce mai mult și atunci am nevoie de tehnică. Și ultima, verandă, că așa zice producătorul, așa am spus și eu, verandă. Este practic o copertină. O oră și 46 de minute. Da. Ok. Mergem mai departe. O cușcă poate fi și de genul ăsta. Adică un schelet metalic, din bare metalice, și jumătate din el acoperită cu folie de plastic. Toată problema e ca vițelul să începe să ronțe la acel plastic, dar este eficient pentru că îndeplinește toate condițiile, nu plouă înăuntru, nu bate vântul, are aștenut curat și uscat. Mai departe, aș fi vrut totuși ca acea cușcă propriu-zisă să fie un pic mai mare. Un alt sistem de creștere a vițeilor, practic aici stăteau viței până ajungeam noi să-i luăm în Minnesota, în ferma de creștere. Este o baterie de boxe, și aici aveți un detaliu mai apropiat, de boxe individuale, da? Și partea din față se ridică, se scoate și ai acces la vițel. Mai departe, altă alternativă de creștere a vițeilor sunt boxe individuale la nivelul solului, sub o copertină din plastic, așa numitele greenhouse sau sere. Mai departe. Asta este un adăpost de creștere a curcanilor transformat în adăpost de creștere a vițeilor. Și vedeți ce simplă și eficient, un panel, da, metalic, îndoit, pus un suport pentru furajul concentrat pentru lapte și apă
și așternut înăuntru. Deci se poate improviza. Vedeți că sunt și ventilatoare pe timp de vară să asigurăm microclimatul, dar ventilatoarele nu funcționează pentru că este iarnă acolo. Iarnă și ușile deschise. Mai departe. Asta este un coleg la Vladimirescu care a improvizat creșterea vițelor, pus în o copertină. Pe timp de vară merge și așa. Altă improvizație, una de post, foarte simplu, dar eficient, atâta timp cât există loc de odihnă curat și uscat, da? Nu are curenți de aer, una altă improvizație. Îmi pare rău că vă arăt așa lucruri urâte, dar vreau să vă arăt că funcționează lucrurile și în astfel de adăposturi. Nu trebuie ceva așa de elegant cum ați văzut în filmulețul dinainte. Iată, tot o improvizație. Nu? Ok. Trecem la o etapă superioară care înseamnă managementul. Ce înseamnă? E un termen. Da, organizarea producției. Cam asta înseamnă managementul. Identificarea vițelului. Avem regulament, știm cum să facem, avem cu ce. Cântărirea, tăierea sfârcurilor suplimentare, o să trec repede că după aia vă arăt poze. Da? Ecornarea vițeilor, înțărcarea, controlul microclimatului, spălarea echipamentului și managementul forței de muncă. Hai să mergem mai departe, să vedem cântărire. Este un cântar mobil, da, acum sunt tot felul de soluții, practic ăsta este un cântar de oi, pe care îl foloseam pentru cântărirea vițelului. Obligatoriu, vițelul trebuie cântărit. Apoi, ecornarea. Aici sunt o poziție un pic cam dificilă, că eu făceam poze și eu făceam și ecornarea. Deci, pentru ecornare, spune teoria că vițelul niciodată nu este prea tânăr. Da. Vițelul pot să-l ecornez în momentul în care văd mugurele cornos și pot să simt mugurele cornos. Și cea mai eficientă și umană metodă de ecornare este cea cu căldură aplicată până la vârsta de 8 săptămâni, până la vârsta la care mugurile cornos se implantează în craniu. După aia, metodele de ecornare sunt mai dureroase și mai inumane, îi spunem noi. Da? Deci până la vârsta de 8 săptămâni, cel mult, vițelul trebuie ecornat. Și cel mai important, cel mai bine, este la vârsta de 2-3 săptămâni, așa cum e vițelul ăsta de aici. Pentru treaba asta trebuie să contenționezi doar capul, adică să imobilizezi capul. Și este acolo un dispozitiv. Mă rog, nouă ne trebuie vreo 3-4 oameni care să prindă vițelul, să-l țină bine. Da? Eu trebuia să fac treaba asta singur și atunci am avut acel dispozitiv, doar capul. Da? Aici arăt unde este mugurile cornos, foarte important. Bine, tehnologia spune, te tunde părul, se administrează un calmant și așa mai departe. Se face și fără. Da? Și mai departe, instrumentul din dreapta sus este instrumentul, acum nu vreau să-i fac reclamă, dar este instrumentul care mi-am cumpărat și eu din America, dar cred că îl găsim și la domnul de la Târgu Lăpuș, la Evoluția Dan. Funcționează pe bază de gaz de brichetă. Este ușor de manipulat, de ținut în mână și se lucrează foarte ușor cu el, comparativ cu Badex-ul sau alea electrice. Ăsta cu gaz este foarte, foarte ușor de manipulat. Eu am avut rezultate foarte bune cu el. Deci, evidențiez cornul și apoi aplic acel instrument încălzit la, spun ei, 800 de grade. Timp de 10 secunde scrie în tehnologie. Important este să răsucesc, da? Dacă dai mai departe, da? Nu știu dacă se vede foarte bine, cam așa arată după. Important este să-l răsucesc pentru ca să distrug toate bridele dintre pielea de lângă și pielea din interior care alimentează mugurele cornos. Deci mugurele este în piele, da? El nu este prins în craniu și dacă nu primește sânge, nu mai crește. Deci asta este principiul. Da? E foarte important să nu existe bride, că dacă este bride, atunci vine sânge la mugure și el crește în continuare. Și asta îl evidențiez distanțând locul unde am făcut ecornarea, să nu există bride. Bun, mai departe.
iată cum mutam eu cuștile și asta este o cușcă care spuneam eu că este cea mai eficientă. Vedeți, are deasupra o excrescență ca un horn de culoare albă și o căciulă neagră. Da? Și prin asta, sigur, ventilația pe timp de vară.